ținând cont de, de necesitatea comunității privind sau referitor la, la învățământul școlar, știți că este la ora actuală, suntem într-o situație deosebită datorită COVID-19, un lucru nedorit la nivel național cât și internațional. Cel mai mult a avut de suferit economia și copiii care, datorită acestui virus, au fost obligați să stea acasă, iar cursurile s-au făcut online în diverse posibilități, unele prin telefonul părinților, altele prin telefonul propriu, îngreunând foarte mult corelarea între profesor și educator. Profesor, elev și educator, că ținând cont de acest lucru, s-a discutat în ședința Consiliului Local, s-a hotărât și s-au achiziționat 306 tablete pentru a da tuturor copiilor la nivelul Oatenii-Murighiol. Primăria Murighiol le asigură abonament 24 de luni de la perioada achiziției. Toate defecțiunile și toate intervențiile care se vor face, se vor face prin costurile primăriei Murighiol. Referitor la învățământul școlar, este în curs de finalizare, reabilitare și modernizare școala gimnazială Murighiol. Valoarea acestui proiect este de 20 de miliarde RON vechi, executată în proporție de 80%. Avut în vedere reabilitarea totală a școlii, să luăm de sus la acoperiș, s-a decopertat tot acoperișul, s-a refăcut structura de rezistență. Înainte era un acoperiș din tablă, în sălile de clasă s-au refăcut tavanele din regips, s-au reabilitat toate sălile de clasă atencuit cu izolații la pardoseli, s-au schimbat pardoselele care pe holuri s-a pus gresie, în clase s-a montat parchet, s-au schimbat ușile interioare, tâmplăria PVC exterioară, toate s-a păstrat și s-a corectat unde era un geam spart, o balama stricată. La etaj, în momentul actual avem terminat 100%, suntem la parter, undeva un procent de 90-95% suntem aproape de final. Gândim că undeva la mijlocul lunii august putem preda școala. Ținând cont că și în alte localități copiii au dreptul la învățătură și în aceleași condiții, au fost inițiate două proiecte la care s-au obținut finanțare, reabilitare, dotare, extindere, școală primară Sarina Suf, Comuna Murighiol, un proiect în valoare de 13 miliarde de bani vechi. Lucrările la acest obiectiv constă în dotare, extindere și reabilitarea școlii primare, în speță extinderea va consta într-o centrală, o cameră a centralei termice și grupuri sanitare noi, acum acestea fiind doar în afara școlii. Ulterior, clădirea va fi reabilitată termic, tencuii și gletuii, apoi date cu var lavabil toate încăperile. Tavanele vor fi din rigips rezistent la foc. Partea de șarpantă va fi și ea pentru extinderi, va avea tot învelitoare din plăci ceramice, din țiglă. Pardoselile vor fi din gresie antiderapantă, parchet laminat. În plus, se va dota școala cu mobilier și
vestiare, iar în partea exterioară se va crea un teren de diverse sporturi, fotbal, basket, handbal, pentru orele de educație fizică, urmând ulterior, la finalul proiectului, ca și acest obiectiv să ajungă la standardele cerute prin normele actuale. Lucrările au un termen de execuție de 12 luni, deci probabil cu anul școlar 2021, începutul anului școlar 2021, va fi finalizată și vom putea beneficia de acest obiectiv. Și dotare grădiniță Plopu, Comuna Murghiu, județul Tulcea, un proiect de 10 miliarde bani vechi. Noua autorizație, noul proiect, vom schimba destinația din școală în grădiniță, o vom reabilita din punct de vedere atât arhitectural cât și energetic și lucrările vor începe în cel mult 2 săptămâni. Pe 16-7 s-a semnat contractul de execuție. Lucrările vor consta în reabilitarea șarpantei parțial. Se vor face tencuieli exterioară cu tencuială texturată decorativă. Se vor schimba instalațiile termice, sanitare și electrice. Să juc zona de joacă din exterior pentru a avea diverse activități copiii și în perioada de timp călduros. Tot la fel de bine de știut, în Murighiu se va construi printr-un proiect de finanțare o grădiniță nouă pentru copii care vor veni și vor frecventa această grădiniță. Țin să spun că toate aceste proiecte, fiind noi, ele îndeplinesc toate condițiile pentru o bună desfășurare a activității școlare. Sunt școli sau vor deveni școli noi, vor fi dotate cu echipamente noi, vor satisface toate condițiile impuse de legislație, cât și de DSV, DSP, ISU și toate celelalte organe de control. Este un lucru îmbucurător faptul că s-a putut obține această finanțare. E un lucru îmbucurător că am avut o echipă și avem o echipă cu care putem să derulăm aceste proiecte. Suntem mulțumiți și bucuroși în același timp că am găsit constructori care s-au încadrat în această perioadă de execuție a lucrărilor, iar lucrările sunt executate la standardele cerute de finanțator. Aceste lucrări sunt urmărite de dirigintele de șantier, care are răspunderea aproape totală în bună executare a acestor lucrări.